In absentia lucis tenebre vincunt. Sau cel puțin așa ne spunea Plato în vestita lui Alegoria Peșterii, în care prizonieri stăteau legați într-o grotă, având acces, văzând doar umbre proiectate pe pereți de altcineva și formându-și o imagine asupra lumii complet diferită de realitate. În acea alegorie, unul din prizonieri reușește să evadeze și, ieșind la lumină, constată că lumea este cu totul diferită decât părea proiectată de imaginile pe care le vedeau din grotă. Înfricoșat și încântat, se întoarce la prizonieri și le spune: suntem mințiți, totul e cu totul altfel. La care aceștia spun: nu, tu ești reprezentantul unor alte interese, sunt interese mari la mijloc. Știm noi foarte bine cum este, iată, tocmai am văzut pe acest perete proiectat de flacăra divină adevărul în carne și oase. Lasă-ne, nu ne mai duce pe căi greșite. Din păcate, prizonierii au preferat să își închidă ochii la informații care le păreau necomode, învățați fiind în acea peșteră unde se pare că nu suferau chiar foarte tare, dar probabil că nu erau foarte încântați, de vreme ce cel puțin unul din ei a preferat să evadeze. Mai interesant și mai important poate este dacă acea comunitate a prizonierilor nu era neapărat contraproductivă chiar pentru scopurile lor, pentru că sensul până la urmă al omului este să creeze ceva, să influențeze, să lase o urmă, nu să fie neapărat într-un loc oarecum comod și bine îngrijit și alimentat cu de toate de către temnicerii lui, inclusiv cu o distracție. Tema este repetată mereu și mereu, cel mai celebru recent în seria de filme Matrix, unde omenirea ajunsese să fie folosită pe post de baterii de mașini inteligente care alimentau creierele umane cu imagini spectaculoase, dar complet lupte de realitatea care era foarte gri. Și acolo apare vestita temă a pastilei roșii și a pastilei albastre, când Morpheus îi oferă eroului opțiunea de a rămâne în realitatea spectaculoasă pe care o trăia sau de a aborda lumea așa cum este, destul de întunecată și poate chiar disperată, aș putea să spun. În acea serie, la un moment dat, vedem cum lumea din când în când dă eroare și este resetată. O temă oarecum greu de înghițit, să imaginezi, să realizezi că tot ce credeai ca fiind important este de fapt un nimic. Pe undeva poate că asta este inerent, adică dacă ne uităm suficient de departe, într-adevăr tot ce este important este foarte puțin. După cum observa vestitul astronom Carl Sagan într-un film al său, noi suntem, când ne uităm, când se uită Voyager de la capătul sistemului solar către noi, planeta noastră este doar un foarte mic și palid punct albastru, abia decelabil pe fotografie, și în acel punct albastru se întâmplă toate luptele, trădările, satisfacțiile, cuceririle care ne înconjoară și care până la urmă ne dau sens.
Greutatea pe undeva este să găsim cum să echilibrăm aceste două perspective. Perspectiva noastră foarte limitată până la urmă, pentru că nu poate nimeni să înțeleagă foarte mult, să spunem, și deprimarea care poate fi sugerată în momentul în care le vezi lucrurile de foarte departe, iarăși este puțin productivă, pentru că sensurile sunt poate dincolo de ce putem noi să admitem sau să înțelegem, dar asta nu înseamnă că ele nu există. Chiar și dacă le creăm noi, nu înseamnă că sunt complet rupte de altceva, mai important poate decât fiecare în parte. Și acum întrebarea rămâne cum descoperim cam care ar fi realitatea sau cum ne putem apropia de înțelegerea realității în condițiile în care capacitățile fiecăruia din noi, indiferent la ce nivel intelectual sau profesional s-ar afla, este limitat. Răspunsul, sau ce sunt un răspuns credibil, este că putem face asta împreună și numai împreună, prin dialog. Pentru că dialogul este metoda prin care putem pune cap la cap micile bucăți de realitate pe care le vedem și să reușim să construim o imagine mai largă și cât de cât coerentă, care să ne permită să trasăm pe această hartă un drum pe care să mergem în diverse direcții, dar în momentul în care avem acea hartă, putem iarăși prin dialog negocia între noi care ar fi direcția productivă și pe unde anume am putea ajunge acolo. Este un lucru nu foarte intuitiv sau simplu de făcut. Pentru omul primitiv era ceva banal pentru că nu avea alt instrument. În grupurile acelea mici, practic orice comunicare era un dialog. Pe măsura dezvoltării tehnologiei, am realizat metode mult mai puternice de comunicare, care ne-au oferit pârghii noi foarte puternice, dar care deseori au subminat, să spunem, dialogul ca instrument, deseori chiar ducându-l undeva în desuetudine și pierzând ce oferea acesta, și anume capacitatea și posibilitatea de a ne înțelege între noi. Acesta este motivul pentru care Socrate, despre care am vorbit în emisiunea trecută, era împotriva cuvântului scris și nu a scris nimic. Știm despre el doar din relatările altor contemporani care au scris ceva, cum ar fi Plato sau Xenofon. Socrate observa că cuvântul scris este un cuvânt mort, care nu se poate apăra. Nu e deloc obligatoriu ca cine citește să înțeleagă ce a vrut să spună autorul. Și câte comentarii tot suferim la orele de română, s-ar putea să fie, să pună mari semne de întrebare chiar celui care l-a scris. Dar nici măcar nu este important, pentru că este util și să scoți și să cauți înțelesuri noi într-un text scris de cineva. Pe de altă parte, textul poate fi deformat. E posibil ca autorul să nu fi surprins tot ce voia să spună, să fi fost foarte telegrafic. Și elemente esențiale pe care el le considera evidente și care nu meritau efortul de a le expune, pentru că așa scrisul necesită un efort, pot fi eliminate. Acele elemente ar putea, în alt context, să fie fabricate într-un mod complet diferit și să ajungă la concluzii complet diferite. Nu neapărat mai bune sau mai rele, diferite. Ca să ajungem să negociem între noi ce e mai bine și mai rău, e nevoie de un alt instrument. Și acel instrument este iarăși dialogul. Asta nu înseamnă, desigur, că cuvântul scris chiar este dăunător. El are această problemă că este mort decuplându-l de ce încerca să transmită autorul, dar în același timp el este o prelungire imensă a
discursului autorului. Prin intermediul cuvântului scris putem intra în mintea altor oameni care sunt nu doar la mii de kilometri distanță, deci poate chiar la mii de ani distanță în trecut, care sunt decedați de mult, dar care ne pot aduce prezentări bune, făcute în sensul că bine descrise, pentru că nu toată lumea are un talent de a expune în mod, știu și eu, plăcut și cursiv un mesaj. Și cei care reușesc rămân pe undeva în memorie, nu neapărat prin originalitate, ci prin talentul de a expune inteligibil și abordabil idei care pot fi importante. Și ajungem acum iar în felul ăsta la un alt monstru sacru al zilei de astăzi, originalitatea. Acum, pe toate drumurile, vedem, trebuie să fii original, ăsta este salvarea tuturor, haideți să creștem originalitatea. Sigur, originalitatea are o mare valoare, ea generează și o materie primă pentru a o procesa prin intermediul mijloacelor pe care le avem la dispoziție, inclusiv dialogul. Dar nu este un scop în sine. Originalitatea poate genera zgomot. Deci, un număr de pietre aruncate la întâmplare formează o imagine originală. Și vedem acum, chiar în domeniul artistic, se întâmplă niște lucruri care sunt mai greu de înțeles câteodată, în care o pictură extraordinar de valoroasă, care se vinde cu milioane de dolari, conține și o vopsea aruncată pe pânză sau o linie. Sigur, valoarea acelor lucrări nu vine neapărat din complexitatea creației, ci din dialogul pe care îl susțin în spate. Ele sunt valoroase pentru că sugerează ceva cuiva și pot fi valoroase inclusiv prin faptul că dau ocazia închegării unui dialog în jurul lor. Sunt ceea ce se practica într-o vreme reviste de pus pe masa de ceai, pe vremea când oamenii se adunau și luau ceaiul împreună și discutau chestiunile zilei, ancurându-se de revista care era pe masă cu problemele și mai importante sau considerate importante de editorii magazinului respectiv și care în felul ăsta reușeau să agrege un dialog între persoane complet diferite. Într-un mod ciudat, chiar faptul că aveam acces limitat în alte timpuri la surse de informare, că era așa, un singur canal TV, dacă putem să spunem așa, poate încuraja dialogul, pentru că vedeam cu toții fix același film. Că era Dallas, că era Twin Peaks, contează mai puțin, toată lumea vedea fix același film și discuțiile la servici, cu prietenii, deseori se ancorau, aveau un element comun de care să se ancoreze. Disponibilitatea unor foarte multe informații în ziua de astăzi subminează pe undeva această mică ancoră care să ne poată să ne aducă împreună. Mai mult decât atât, ne separă în bule diferite, care nu mai comunică deloc între ele. Fiecare are un domeniu foarte specializat, cu un jargon specializat deseori și care ajunge să fie practic neinteligibil de către cei din altă bulă, chiar dacă folosesc și eu aceeași limbă. Ceea ce nu e un lucru foarte sănătos, pentru că în felul ăsta ne subminăm capacitatea de a tinde către o înțelegere cât de cât partajată, nu identică, dar partajat în sensul că înțelegem fiecare că vorbim despre un același obiect, nu despre lucruri complet diferite și cu scopuri complet diferite care nici măcar nu le putem defini câtă vreme nu înțelegem despre ce vorbim acolo. Și ajungem în acest fel la o reeditare a celebrei fabule a lui Donici cu Știuca, Broasca și Racul,
care găsesc un sac în mijlocul lacului, vor să-l scoată din lac, să-l folosească în o sac cu grâne, bineînțeles, și cu toții să tragă de acel sac, dar fiecare în altă parte, fiecare după tipicul lui. Racul trăgea înapoi, broasca tot sărea, știu că a notat într-o parte și sacul a rămas până acolo și în ziua de astăzi presupun că respectivele animale au trebuit să-și cam pună pofta în cui, dacă vor mai fi trăind și acum, poate ne povestesc mai mult. Cert este că nu se poate avansa foarte mult fără o acțiune colectivă și iarăși o marotă a zilelor actuale este că nici măcar nu ar trebui căutat așa ceva, că e ceva periculos, că e un rest al comunismului. Că acum doar individul contează, fiecare în dreptul lui să facă ce are de făcut și cumva ca prin minune o să fim toți bine. Ceea ce este o chestiune complet naivă, nu așa funcționează lumea. Noi ca oameni, dacă avem o sculă, un instrument prin care am ajuns să fim, să dominăm lanțul trofic, să spunem, întreaga lume, este capacitatea de cooperare. Care capacitatea de cooperare se bazează pe posibilitatea de dialog între noi, încât să putem stabili direcții comune care presupun fatalmente să avem o înțelegere cât de cât similară a realității. Sigur, asta nu înseamnă că toți trebuie să avem fix aceeași imagine. Asta este nu numai imposibil, ci chiar periculos. Dintr-un motiv foarte simplu, s-ar putea să ne înșelăm cu toții. Deci, este nevoie să existe posibilitatea ca, știu și eu, un copil să observe că un împărat merge în pielea goală, chiar dacă toți curtenii și tot publicul îl aplaudă ce haine frumoase are împăratul. Și să nu ne fie frică să verificăm dacă nu cumva copilul are dreptate, pentru că în felul ăsta, știu și eu, ne riscăm slujba la curte, care depinde de bunăvoința împăratului respectiv. Sigur, s-ar putea să avem dificultăți pe termen scurt, dacă fluierăm în biserică, să spunem. Dar pe termen lung s-ar putea să ieșim mai bine, s-ar putea să putem descoperi că altcineva e mai potrivit pe rolul de împărat, poate nici măcar nu e neapărat cea mai bună organizare, cea cu un împărat. Lucruri care pot fi examinate iarăși prin dialog. Acum dau un exemplu de cum să nu se face asta. Deci, acum țin un monolog despre dialog. Dar speranța mea în acest efort este să încercăm să ne adunăm cât mai mulți care să venim cu perspectivele proprii, dacă nu contează dacă sunt neapărat cele care trec acum în mainstream drept adevăr absolut sau dacă sunt cele care trec drept, sunt considerate pe mai mult sau mai puțin dreptate teorii conspiraționiste. Aceste teorii conspiraționiste cresc în special pentru că nu există dialog în societate. Oamenii decuplați de capacitatea de a discuta cu cei care poate știu ceva mai mult, pentru că și cei care știu mai mult au altă treabă, ajung pur și simplu să-i desconsidere. Ei își fac propria bulă în care discută despre cu totul și cu totul altceva, chestiuni care se pară lor simple și frumoase și niște flăcări foarte frumoase pe peretele peșterii. Și când e nevoie de făcut ceva, aceștia vă zic, de ce mă întrebați pe mine? Că voi spuneți niște chestiuni care nici măcar nu le înțeleg și uite, altcineva mi le spune mai frumos, să-mi explică mai bine de ce se întâmplă niște lucruri pe care nu le înțeleg. Nu spune că trebuie să ascult de ce îmi spune cutare ca fiind mare specialist. Mai ales că aceeași problemă apare chiar și în interiorul tagmei specialiștilor. Cam în orice domeniu găsim specialiști care să spună absolut orice.
Și cei care spun lucruri mai, știu și eu, decuplate de banal, tind să fie amplificați de sistemul mass media, care își trage sângele până la urmă din audiență. Iar audiența caută în general spectaculosul, mai ales când acesta transmite ideea că există un pericol. E normal să fie așa, pentru că atenția care e necesară pentru a putea urmări ceva este o resursă scumpă. Trebuie să ne luăm, știu eu, timp de la crescut porumb, crescut vite, făcut calculatoare, ce-o fi, ca să înțelegem lucruri complicate. Și riscăm să nu mai avem ce mânca. Deci e normal pe undeva să existe puțin interes, să spunem, pentru ca toată lumea să înțeleagă absolut orice. Chiar presupun că ar fi posibil, ceea ce iarăși nu este, pentru că toți suntem foarte limitați, indiferent de ce nivel de șușu educațional ajungem. Iarăși un motiv pentru care o idee care tronează acum peste tot e că fiecare trebuie să lămurească cum stau lucrurile. Așa ceva este realmente absolut imposibil. Trebuie, nu trebuie, trebuie iarăși un cuvânt mult prea circulat în ziua de azi, care de fapt nu înseamnă nimic. Trebuie, practic, înseamnă părerea mea, dar accentuată cumva ca și cum ar fi ceva care nu poate fi discutat, obligator. Ei, nu, nu trebuie nimic de fapt. Dar ca să înțelegem ceva, singura opțiune este să găsim o formulă prin care să cooperăm între noi, încât din bucățile de înțelegere a fiecăruia să ne apropiem de ce poate fi știut, care, sigur, nu este neapărat realitatea, care nu ne este accesibilă direct, dar e posibil să se apropie suficient de mult de realitate. Ei, în momentul în care nu mai suntem capabili să facem această, știu și o selecție a informațiilor ca o echipă care se coordonează prin intermediul dialogului, suntem practic atrași de lucrurile care ne sunt expuse, ce anume apare pe peretele peșterii. Și atenția tinde să fie implicit canalizată către direcția de pericol, iarăși o moștenire istorică pe undeva, pentru că pericolul este cel care ne prioritizează într-o direcție toate resursele și, în primul rând, cea de atenție. Lucrurile banale, de genul crește un copac, e chestiune care putem să o ignorăm, sigur. Cuiva o să-i pară frumos, cuiva o să-i pară banal, e puțin important, depinde de la caz la caz. Dar o informație de genul în acele tufe este un tigru, este o informație de mare urgență și toată lumea se uită după tigru, ca să se ferească de el sau, știu și eu, să se organizeze pentru a putea ataca de la caz la caz. Dar faptul că există un pericol deja tinde să agrege resursele de atenție. Problema e că atenția poate fi ușor canalizată în acest fel în direcții neproductive. În momentul în care mi se spune că sunt pericole de jur oriunde te uiți, în momentul respectiv ajungem să nu mai avem productivitate, pentru că nu mai putem să ne canalizăm resurse de atenție către ce avem de făcut. În jur, sigur, sunt pericole, dar echilibrarea, să spunem, între riscul de a te uita la pericole și nevoia de a crea ceva, de a face mâncare până la urmă, se poate face eficient tot prin cooperare. Dacă ne uităm la documentarele cu animale drăguțe, cu manguste, ele sunt foarte drăguțe, cum câte una din cârd stă în două picioare, capul sus și se uită în jur după pericole, în timp ce toate celelalte mănâncă. Și fac prin rotații. Cea care se ridică coboară, altele se ridică și urmăresc pericolele. În acest fel, niște ființe nu foarte avansate reușesc să împace cumva cele două elemente contradictorii, căutarea eventualor pericole și supraviețuirea. Și obținerea resurselor necesare supraviețuirii. Degeaba te ferești de tigru dacă mor de foame. Marota zilei de azi în care fiecare pentru el distruge exact acest lucru.
Pentru că nemai având încredere între noi, încât să avem crede că cineva din grupul nostru se uită după pericole și noi ne putem vedea de treaba noastră, ne ține pe toți într-o stare de permanentă frică, într-un stres permanent. Ceva s-ar putea să se întâmple și atunci ne uităm mereu după ce ar putea fi, care ar putea fi acel pericol, pentru că nu mai știm în cine să avem încredere. Și aici cresc foarte ușor teoriile conspiraționiste care ne spun ele foarte clar, uite, acolo este vina. Suntem foarte clar și atunci ne putem liniști, ne vedem treaba noastră, pentru că știm unde e problema, că e oculta, că e, mă rog, ce o fi, nu contează. Problema e că ce se încearcă acum să se combate teoriile conspiraționiste prin explicarea fenomenelor din spatele lor este o direcție puțin productivă, pentru că nu adresează nici într-un fel motivul pentru care acele teorii conspiraționiste au succes. Lipsa de încredere în cei care ar explica ce se întâmplă de fapt acolo. Respectivii apar, bineînțeles, și ei în teoria conspiraționistă ca fiind agenții și eu, ocultei sau cui încearcă să manipuleze. Deci, n-are rost să ne uităm în gura lor. Sigur, sunt și ei niște dușmani și nu îi luăm în considerare. Știm noi cum merg lucrurile, sunt interese mari la mijloc. Sigur, asta permite oarecare activitate la nivel destul de redus de a putea supraviețui. Mergem în continuare, ne creștem porumbul, fiecare în dreptul lui, dar nu permite agregarea necesară pentru a face lucruri ceva mai importante. Cum ar fi, știu și eu, să ne asigurăm că merge economia, care este un rezultat a mai multor acțiuni și care nu funcționează chiar automat, cum spun unele teorii economice simpliste. Care necesită un efort care este fatalmente comun. Ei, dacă vrem să facem acel efort comun, trebuie întâi să formăm acel comunul, adică să formăm corpul politic, este termenul consacrat în științele sociale. Lipsa acestuia, nu prea putem să ne așteptăm nici măcar să definim ce am vrea să facem, dar aminte cum să ne organizăm pentru a obține acel lucru. Așteptăm pur și simplu să vină ceva, e treaba altora să se ocupe ei. Ei, acei alții s-ar putea să se ocupe în aceeași manieră. Dacă noi ne vedem doar de treaba noastră, și ei s-ar putea să-și vadă doar de treaba lor. Faptul că pe eticheta lor, pe slujba lor scrie că se ocupă de treaba tuturor, nu înseamnă neapărat că și fac asta. Normal. Eticheta e doar o reprezentare a ceva și nu se transformă în acel ceva prin simpla ei aplicare. Deci e nevoie de altceva pentru a putea și eu racorda diversele elemente, pentru a sparge până la urmă bulele în care ne ancorăm cu toți. Și acel altceva, iarăși, este dialogul. Pentru că prin dialog putem să descoperim că, de fapt, nu suntem atât de diferiți cum credem. Discursul, care este elementul cel mai folosit în ziua de astăzi, odată cu răspândirea mass media, transmite, în general, mesajul că cei care sunt de acord cu el formează un corp superior și trebuie să ignore pe oricine altcineva. Alții au alt discurs, în felul ăsta se decașează diverse bule care ajung nu doar să ignore, ci chiar să se dușmănească. Dezbaterea, un alt element prin care putem și o descoperi cam cum ar fi lucrurile, nu poate avea loc între oameni care nu reușesc să discute pentru că au perspective complet diferite, făcând parte din bule complet separate. O dezbatere poate avea loc în interiorul unei bule folosind reguli accesibile acelei bule, dar nu poate să fie credibilă măcar pentru cei din altă bulă care desconsideră toate premisele de la care a pornit tema dezbaterii în sine. Deci, pentru a avansa în această direcție, e nevoie de ceva prin care să trecem
să avem elemente care trec printre membranele bulelor. Și acesta este dialogul. Sigur, nu toată lumea cu toată lumea, este și imposibil, dar măcar între câțiva. Dacă reușim să ajungem să vorbim și să încercăm să analizăm, păi că e diferite, lucruri care păreau că ne despart, s-ar putea să descoperim că, de fapt, dificultatea este în înțelegerea noastră. Ca în celebra poveste a celor trei orbi care merg prin India și dau de un elefant. Unul din ei îi merește trompa și spune elefantul este un furtun gros. Un altul îi merește un picior și spune, nu, vorbești prostie, elefantul este un fel de turn. Altul nimerește trunchiul și spune, nu, elefantul este ca un fel de trunchi, așa imens, ceva, o conductă. Și altul nimerește coada și spune, elefantul e un fel de funie. Și ajung să se bată între ei, pentru că fiecare zice că celălalt îl păcălește apropo de ce este un elefant, în loc să realizeze că, de fapt, fiecare vede un aspect al elefantului și, discutând între ei, pot să se apropie de ideea de elefant, chiar dacă ei sunt incapabili să-l vadă orbi fiind. Deci, să încercăm să ne transmitem unul altora imaginile proprii, ascultând ce văd ceilalți, în speranța de a putea să ne apropiem de o înțelegere a realității și de a găsi trasee, căi mai bune de a naviga prin ea. La revedere!